Parcarea autoturismelor în interiorul parcajelor din zona centrală a municipiului Suceava se face în regim de gratuitate, după cum prevede regulamentul de organizare și funcționare aprobat în ședința de ieri a Consiliului Local. Conform regulamentului, tichetul de parcare va fi ridicat de la automatul montat în interior în maxim 10 minute de la oprirea autovehiculului, acesta trebuind a fi afișat pe bordul mașinii. Perioada maximă de staționare este de 12 ore într-un interval de 24 de ore. Depășirea acestui interval va fi sancționată cu amendă contravențională. Inaugurarea oficială a obiectivului din centrul Sucevei va avea loc pe 1 decembrie, cele două sectoare de parcări subterane având 107 locuri și respectiv 55 de locuri.